Elena Udrea, atac fără precedent la adresa lui Liviu Dragnea, pentru mine e un subliniere o felul în care se poartă. Tot încearc să se împace cu Covesi. Fostul ministru Elena Udrea a afirmat joi seară, la Antena 3, ce politicienii care conduc România sunt slabi, precizând, referitor la liderul PSD, Liviu Dragnea, ce face un pas înainte sublinierei 10 înapoi. Politicienii care conduc azi România sunt slabi sublinierei la sublinierei. România a ajuns pe mâna unor oameni politici slabi, de la guvern la parlament. Sunt mulți politicieni de calibru mic. Asta a fost planul sistemului, să fie scos sublinierei cei puternici. Pentru mine e un subliniere o felul în care se poartă domnul Liviu Dragnea, liderii PNL. Au ajuns niște cârpe cu care sistemul subliniere terge pe jos. Dacă nu sunt în stare, se sublinierei dea demisia. Domnul Dragnea face un pas înainte, 10 înapoi. În ultimii ani tot încearc să se împace cu Covesi, cu domnul Covesi. Domnul Tăriceanu încearc să lupte, este consecvent, coerent, a declarat Elena Udrea la Antena 3. Domnul Dragnea era la tenis, era la port. Poate ne spune câte lucruri subliniere tie subliniere el de la Coldea sublinierei Covesi, a mai precizat fostul ministru.